minge la care intervine cât de cât salvator în primă instanță. Dica! 1-0 pentru Steaua. A fost greșeala lui Elias Gații. Excelent din urmă, Nicolae Dica a înscris pentru 1-0. Suntem în minutul 85. La un gol înscris de Dica, practic, la prima eroare majoră a în centrul defensivului, deci de la a doua repriză. Ghița a ieșit la intercepție. Toată lumea s-a îndreptat către asistentul Sorin Caia pentru a-i reproșa poziția lui Badea. Nu a acordat offside Sorin Caia la această fază. Acesta ar fi fost momentul, însă preluarea nu ne ajută absolut deloc. Pasă sclipitoarea lui Badea pentru Dica, iar Dica pare a fi pentru a doua partidă consecutivă aici la Pitești omul decisiv al Stelei. Caia pierde această minge aproape de propriul careu. Dica și Stelina Zeru. Nicolae Dica înscrie golul său cu numărul 8 în această ediție de campionat. S-ar putea ca eu să fi greșit eroarea, nu cred că ea aparține lui Chihaia și lui Minteoan. Are însă mai puțin de importanță acest lucru. Dica față în față cu Stăncioiu. Dica 4-1 pentru Steaua. A fost intervenția lui Jula la doua lui Nicleuș. Intrare pentru Dica. Este 3-0. Greu de spus dacă Dica a atins sau nu mingea. Asemănător cu cel marcat de Steaua la Standard Liege de Petre Marin. Dacă mai amintiți în finalul jocului, Talpa Dica își face mingea pentru șut. Este 2-1, un gol senzațional marcat de Nicolae Dica în minutul 34. Ce execuție a avut fostul piteștean. A fost suficient un singur moment în care mijlocașul la închidere al Rapidului să nu reacționeze și Dica relansează partida. Ce a fost adus Dica la Steaua. 2-1. Rezultatul se strânge. Este portarul Timișoarei. Neaga, o pasă înapoi pentru Dica și gol! Pasa este însă mai mult de jumătate din acest gol. Cu călcâiul Neaga pentru Dica. 2-0. Minutul 31. Doi piteșteni au rezolvat această fază de atac a formației lui Victor Pițurcă. Pasă Neaga, finalizare Dica. Vorbeam mai devreme că timișorenii au echilibrat jocul. Absența lui Bătrânu părea să nu mai fie simțită. Parcă a fost acum. Steaua este periculoasă de fiecare dată când se hotărăște să atace pe centru. Neaga. Pasă senzațională. Prea liberă însă Dica. Gol frumos. Greu de dat acolo. Un gol din penalti și o pasă cu călcâiul Neșu. Oh, ce centrare, 4-0. 4-0, nimeni nu s-ar fi așteptat la acest scor în numai 36 de minute.
greșeli impardonabile ale defensivei lui Panduru. A fost rândul lui Șoltuz să greșească și un nou gol sub bară reușit de Dică. Execuții spectaculoase în forțe ale lui Dică, însă cum să nu dai asemenea golul când e singur în careu? Iată-l, tânăr și neliniștit, singur în Dică. Deocamdată Busaca a fixat zidul de 3 jucători, e Dinamovici. Central, Valentin Dumitru și este 1-0 pentru Steaua, scrie Dică. Minutul 10 al partidei. Centrare perfectă. Mișcare sincronizată a steniștilor. Dică rămâne fără marcat în interiorul careului mic și înscrie din nou după cea mai frumoasă direta a 14 de la acest meci cu 10 plus. Walter Zenga se poate considera inspirat că a mizat pe Dică în locul lui Diniță. Toată lumea l-a așteptat pe Diniță în primul 11. 1-0 pentru Steaua în minutul 10.